lumea încearcă să deslușească tabloul pe care liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, l-a desenat în ultimele două luni la granița cu Ucraina. Nu știm care e obiectivul final al Kremlinului din această poveste. Singura certitudine e că nimeni nu poate spune sigur dacă va fi sau nu război. Nu știm ce ne rezervă viitorul. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Roxana Cioacă și astăzi vă invit să vorbim despre situația geopolitică din Ucraina. Unii analiști politici spun că Rusia va declanșa fără îndoială atacul asupra Ucrainei. Necunoscuta este cât de mult va pătrunde în teritoriul acestei țări. Președintele american Joe Biden ia în calcul trimiterea de trupe de nave de război și de aeronave militare în statele NATO dacă Rusia invadează Ucraina. Despre toate acestea dezbatem în această seară cu invitatul meu, analist de politică externă, Marian Zidaru. Bună seara și bine ați venit în platoul Existent. Salut, bine v-am regăsit. Întrebarea care stă pe buzele tuturor, domnule Zidaru, va fi sau nu va fi război? This is the question. Yes. Așa, vorba domnului Shakespeare. Exact. Părerea mea este că nu. Da. De vreo, cred că o lună, văd cam aceleași imagini pe televizor. Deci pozele alea cu tancuri și blindate care sunt staționează pe acolo, pe la vreo 4-5 baze, iar cu ceva tancuri care se plimbă și mai trage câte unul cu tunul sau cu rachetă, cu ceva infanteriști care sunt vreo 2-3 amertiți care se țin după ele, dar, ca să fiu sincer, acele imagini nu mi-arată decât bătălia de la Kursk Orel din al doilea război mondial. Deci nu ai nicio treabă cu realitatea din fostele acțiuni militare ale Rusiei în războaiele, puțin seamănă cu Georgia, da? Dar nu cu Crimea, nu cu Siria și nu cu Donbass, doar cu ultimele, cu Debaltseve, să zicem, da? Deci, eu nu cred că va fi război din următoarele motive. În cazul acelor războaie, operațiunile militare au fost rapide, precise, n-au implicat mase mari de tancuri ca în al doilea război mondial care să spargă, să formeze acel BVC strategic, cum îi spunea un teoretician militar german din al doilea război mondial, Hans Delbrück. Deci să formeze acea masă mare și să lovească într-un punct de ruptură, Schwerpunkt în terminologia militară germană, să rupă frontul. Aici în Crimea a fost război radioelectronic, a fost jamming puternic, deci armata ucraineană a fost complet depășită de acțiunile forțelor speciale ruse. Deci în principal s-au folosit forțe speciale, s-au folosit tehnică radioelectronică, așa ceva eu n-am văzut, v-am zis, Kursk Orel, atât, mai mult nu. Pe de altă parte, ucrainenii au vreo 200 și ceva de mii de militari, cam 270, zic statisticile, față de 1.014.000 armata rusă. Deci, în cazul ăsta, rezistența ucrainiană ar fi mult mai puternică, cel puțin așa presupunem, decât s-au opus în Crimea, decât s-au opus în Georgia. Sau adică decât și au învățat lecția și au învățat. Nu neapărat, dar ar însemna că rușii ar face efortul mult mai mare pentru a-și atinge obiectivele. Obiectivele fiind, în opinia celor care se perindă pe la televiziune și să schimbe guvernul, nu știu la ce ar folosi, pentru că ăla nu știu cât a rezistat, cel puțin pe zona centrală și pe zona vestică, un astfel de guvern marionetă n-ar avea niciun fel de sprijin. Hai să zicem că ar avea pe undeva prin așa zisa Novorasia, unde vorbitorii de limbă rusă sunt mult mai mulți. Dar nu a rezistat. Adică și până la urmă care este gheșeftul? Îl pui ca să-l dea aia jos? Nu are nicio logică. Sens, corect. Da, deci ăsta este o pierdere masivă. În al doilea rând, să zicem că operațiunile se limitează doar la sud. Dar și aici ar întâlni o rezistență masivă plus sancțiunile vestului. Asta ar crea mari probleme economiei ruse. Nu vrea Putin asta. Bă, părerea mea, Putin urmărește să atingă niște obiective de securitate. Aia. Și în al doilea rând, să slăbească Ucraina. Păi o slăbește, pentru că
Atunci când plansezi un mare număr de trupe la graniță și faci manevrele pe care le face el, de intimidare, practic. Este intimidare și, doi, dă un semnal foarte rău investitorilor. Vedeți că Ucraina are o grămadă de probleme sociale. Au ieșit mici întreprinzători, au luat cu asalt parlamentul. Deci asta duce la scăderea afacerilor, scăderea nivelului de trai al populației și implicit conduce la slăbirea statului ucrainean. Când ai o asemenea situație instabilă, deci v-am zis, nici investitorii, dar scade încrederea în guvern. Poroșenko, când a câștigat în 2015 sau 2014, a venit pe un val de încredere uriaș. După aia, acum este aproape să fie arestat pentru afaceri ilegale. Zelenski, la fel, l-a bătut pe Poroșenko, acum încrederea populației în el, deci induce și o stare de neîncredere în guvernare. Și asta este instabilitate. În al doilea rând, am citit un articol din ieri, parcă, New York Times, în care zic foarte clar, dom'le, cum să primești un astfel de stat ca Ucraina în NATO, când nu respectă drepturile minorităților, nu are un sistem democratic și cu economie de piață funcțională, fiind mâncat de cancerul corupției. Deci corupția este la niveluri foarte înalte. Eu cred că, din punctul ăsta de vedere, el, unul din obiectivele sale este evitarea cu orice preț a intrării Ucrainei în NATO. E cel mai important, după Rusia, cel mai important actor de pe spațiul CSI. Iar o amplasare, să zicem, a unor baze militare cu rachete, nu neapărat strategice, cu rachete tactico-operative, ar reduce timpul de reacție a Moscovei la 5-7 minute. Deci gândiți-vă că ăștia instalează NATO. Să presupune că i-ar primi mâine, da? Corect. Și instalează, nu știu, trei baze, două baze, o bază așa, în Ucraina și cu rachetele alea, o parte ar avea probabil încărcătură nucleară, deci cu rachetele alea ar amenința Moscova. Deci e foarte greu să realizezi apărarea antirachetă când la 5-7 minute de tine știi că ai o bază de rachete care ți-ar putea distruge capital. Deci impactul ar fi devastator. După aceea, Moscova mai e deranjată de aceste zboruri și incursiunea ale navelor NATO în Mediterană. Bună oară, știți sau aduceți foarte bine aminte de situația cu acel distrugător britanic care, în opinia Moscovei, a încălcat granițele teritoriale. Deși britanicii spun că nu recunosc Crimea și deci nu recunosc că a făcut parte din Rusia și că ar fi fost în apele internaționale. Rușii s-au înfuriat foarte tare pe povestea asta și au amenințat că o repetare a lor ar avea consecințe destul de neplăcute pentru... Bine, ei puteau să-l distrugă, să fie clar. E puternic, e o navă excepțională, costă o grămadă de bani, 1,5 miliarde de lire. Dar au mijloace să le, pentru că copleșesc, are o apărare antiaeriană foarte puternică, sunt vreo 3 rânduri de rachete, dar pot să le copleșească, trag mai multe rachete decât pot aia reacționa, deci pot să-l distrug, dar consecințele ar fi foarte, foarte grave. Mai a fost deci incursiuni asupra frontierelor Rusiei au loc mai în fiecare zi. Probabil că Rusia consumă o grămadă de resurse pentru a intercepta astfel de incursiuni, inclusiv a unui bombardier strategic, B-1 a fost, care a încălcat vreo 13 mile frontiera rusească. Deci asta îi deranjează foarte mult și doresc ca pe viitor să evite astfel de situații. Și în general nu le convine apropierea prea mare a NATO de frontierele rusești. De fapt, în doctrina de securitate a Rusiei se spune foarte clar că prezența unor baze militare străine în fostele componente ale Uniunii Sovietice reprezintă clar o gravă amenințare la adresa securității Rusiei. Deci este o problemă pe care ei încearcă să o... Bine, ei au început cu un discurs maximal pe care americanii nu-l pot accepta.
Pe de parte, deși este, deci răspunsul pe care până acum verbal nu știm care va fi ăla scris, ar putea ca multe lucruri să nu le știm niciodată. Deci acel răspuns, există o distonanță între duritatea discursului american și ce a zis Borrell, cred că ieri sau alaltăieri, adică să ne calmăm, e prea, prea nervoasă ieșirea, e prea mare escaladare. Deci discursurile președintelui Biden spun că gata, rușii atacă, exact, sigur. Exact. Asta în este timp ce europenii, păi stai puțin, stai să mai negociem, exact, că nu prea e așa. Și totuși, ce motive ar avea Putin să pornească un astfel de război? Pentru că este clar, Rusia și societatea rusă respinge conceptul de război, mai ales pentru că se vorbește despre sancțiuni, despre decuplarea de la sistemul de plăți SWIFT, da, ceea ce ar duce prăbușirea din punct de vedere economic a Federației Ruse. În opinia guvernului, a lui președintelui Putin, dar și a guvernului rus și în general a rușilor, lucrurile pe care le-am zis mai devreme sunt inacceptabile. Deci nu e acceptabil să pui baze militare în Ucraina. Nu e acceptabil să le încalci ceea ce cred ei că, adică sunt acele linii roșii pentru că, sau nu este acceptabil ca Ucraina să declanșeze un atac contra celor din Donbass. Deja site-urile rusești, sigur, e o fake news, vorbesc despre un genocid împotriva minorității ruse înfăptuite de ucrainieni. Dar, v-am zis, fake news avem din toate părțile, încât nu mai știm ce să crede. Și atunci vorbim despre un război al prestigiului, pentru că despre asta este vorba. Da, deci, fake news-urilor, după părerea nu mai știi mea, ce să crezi, nu mai știi ce este adevărat. După părerea mea, se joacă două jocuri. Unu, cine clipește primul. Deci, nici unii, nici alții nu vor să renunțe la pretențiile lor. Deci, americanii spun că propunerile rusești, sau, mă rog, propuneri, ultimatum rusești, chiar ultimatum, am putea să spun, în timp ce rușii spun că nu pot accepta ca vestul să încalce acele reguli. Și atunci zice președintele Putin că va lua o serie de măsuri tehnico-militare pentru a egaliza cumva situația, adică a egaliza situația de securitate. Și totuși, Moscova nu acceptă nu acceptă independența Kievului și solicită revenirea la starea de fapt în De dinainte de 1997. Exact, în care România și Bulgaria vor trece înapoi în exteriorul sfera de NATO, influență a Moscovei. Dar în 1997 nu eram în sfera de influență a Moscovei. Eram mai degrabă în buffer zone, adică într-o zonă, sau cum se spune, no man's land. Adică o nu eram acceptat la niciun... Ce nume? Într-o zonă tampon. Tampon, da, buffer zone. Iar față de 1997, lucrurile s-au schimbat. Că dacă vă aduceți aminte că în anii 1990 au fost o grămadă de războaie. Deci situația din punct de vedere al securității era total pierdută sub control. Erau războaiele din fosta Iugoslavie, erau războaiele din fosta Uniunea Sovietică și nu erau puține. Pe de altă parte, mai există o problemă și este o problemă foarte importantă și foarte gravă. Practic, legislația internațională este în aer complet. Deci toată lumea a încălcat tot ce a putut să încalce. Adică și rușii și americanii. Deci, haideți, dacă vreți, putem să facem o statistică. Deci, Helsinki, da? Helsinki 1, să-i spune. Cum mai poți pretinde că principiul acela al inviolabilității frontierelor, deci nu se acceptă să se modifice frontierele altfel decât prin negocieri, mai poate fi activ când ai cazul Kosovo, când ai cazul Bosnia, când ai cazul Transnistria, când ai cazul Georgia cu cele două republici separatiste, când ai cazul Nagorno, deci totul e în aer. Deci, după părerea mea, sistemul de securitate europeană din acest, deci, și ăsta este mult mai important decât acest conflict nenorocit din Ucraina. Deci trebuie respectat și trebuie reclădit, trebuie refăcut, resetat și trebuie să ne asigurăm că toată lumea respectă acele. Altfel, ne distrăm cu Ucraina, cu de-asta. Asta e.
Da. Și totuși, dacă Putin va clipi primul, așa cum spuneați mai devreme, și va apăsa butonul de, nu știu, care din ele? Unul care mai din multe? Ele, exact, uh-huh. Are mai multe e un variante. Roșu, unul și dacă îl apasă pe ăla, ne putem lua la revedere de la lume pe care o știm. Așa. Pentru înțeles. Că normal vor răspunde și aia, tot cu un buton roșu. Deci, cel mai rău scenariu... Vă răspunde americanii în favoarea ucrainienilor? Vom vedea o confruntare directă între militarii ruși nu. Și cei americani? Nu, categoric nu. Niciodată n-a avut loc o confruntare, chiar în cele mai grele momente ale războiului rece, între militarii ruși și cei americani. Dacă va avea loc o astfel de scenariu, cel mai prost posibil, până la războiul nuclear nu decât un pas. Și ceea ce mă îngrijorează, că actuala echipă de la Casa Albă este adepta doctrinei de Brezhinski. Brezhinski, prin acea doctrină dură față de Uniunea Sovietică, practic el este cel care a elaborat planul, e adevărat că republicanii au pus-o în Ronald Reagan și George Bush. Așa, a reușit să demanteleze comunismul. Dar acum este cu tot o altă situație. Acum avem un Putin care e cu spatele la zid. Unde vrei să se mai retragă? Și atunci, dacă într-adevăr acel plan descris în The Grand Chessboard, adică de împărțirea Imperiului Rus în 5 republici, practic aflate la discreția Occidentului, deci asta este o chestiune inacceptabilă și ne putem aștepta la cel mai rău. Deci Putin a zis odată, bine, se gândea probabil la planul ăsta, că dacă nu mai există Rusia, atunci de ce ar mai exista lumea? Deci vă dați seama ce consecințe ar avea dacă într-adevăr s-a gândit la ce, cum se zice, ce, hai să ne gândim la același lucru, nu? Deci dacă se va gândi. Deci asta ar însemna că în cazul cel mai nefericit, războiul între ruși și americani ar avea în sfârșit loc, da? Nu că așteptăm cu nerăbdare să aibă, și că schimbul de rachete nucleare ar avea și loc. Deci, ferească Dumnezeu de un astfel de scenariu. În cazul Rusia ar invada Ucraina, cum ar acționa America în acest caz? Pentru că, pe lângă faptul că pune la dispoziție armament ucrainienilor, acest lucru nu se va întâmpla la nesfârșit. Cum îi va păi nu, ajuta? Pentru că ei sunt în afară la un NATO, moment practic, dat, ei trebuie să cumpere mai mult de jos. Bun, le-a dat, nu știu, ceva javelinuri, au luat de la turci Bayraktar-ul, acea dronă minune cu care Azerbaijanul a câștigat războiul cu Armenia, dar alea nu merg. Deci merg în cazul unor războaie gen Donbass, gen Azerbaijan-Armenia, dar nu merg cu Federația Rusă, care are mult mai multe mijloace prin care să facă inofensivă pe ucrainieni. Deci, ucrainienii ar trebui să mai cumpere niște arme. Asta le-au primit degeaba. Dar nu au bani ca să o facă. Deci, gândiți-vă că economia ucrainiană, conform m-am uitat pe statisticile, Banca Mondială, ar fi de mărimea circa 181 de miliarde de dolari. Pe economia rusă e de 10 ori mai mare. Deci chiar și a avut creștere 4,3% pe anul trecut. Iar pentru următorii 2 ani, previziunile sunt 3% și respectiv 2%. Nu-i din calea afară de mare, dar e totuși o creștere. Așa că cele două entități statale nu se compară. Rusia este mult mai puternică și militar și economic decât Ucraina. Dacă este să luăm în comparație doar cele două. Pentru că, vă repet, eu nu cred că Statele Unite sau NATO s-ar implica într-un astfel de conflict. Pe de altă parte, Rusia are nevoie de o victorie rapidă. Dacă războiul ar dura mai mult de 2-3 săptămâni, atunci lucrurile... adică președintele Putin ar avea mari probleme acasă. De punct de vedere economic, cel puțin. Numai economic, social... va avea mari probleme și atunci se pune problema înlocuirii lui Vladimir Putin. Deci Putin până acum s-a dovedit un actor rațional, rece, calculat. Deci când a început războaiele alea, el a mers la câștig. Acum nu mai poate fi sigur de câștig de genul acelor. Astfel de războaie i-au adus lui
faima și puterea în interiorul Rusiei. Un război sângeros în Ucraina. Plus cum aici aspectul cultural. Gândiți-vă, mor mulți ucrainieni, iar discursurile lui Putin numește frați. Păi stați un pic, ce, frați, dar frații scot cuțitele și se taie? Nu se taie. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că are o mare reținere. Eu mai degrabă aș merge pe declarațiile lui cu privire la măsuri tehnico-materiale, adică ce ar putea să facă. În primul rând, care e problema? Da, problema este, sunt Statele Unite. Cel mai tare supără comportamentul ăsta de tip hai că atacă, hai că nu știu ce. Și atunci cred că și-ar adânci cooperarea cu China. Nu că e nerăbdător să o facă, dar nu are încotro. Dacă americanii se păstrează pe această poziție rigidă, deci întâlnirea va avea loc acum, la 4 februarie, cred că se vor semna mai multe acorduri, se va face o cooperare militară și economică mult mai mare, în așa fel încât să depășească acele sancțiuni de care vorbea președintele Biden. Calea către război e deschis către un război mult mai mare și mai periculos decât ceea ce vedem în Ucraina, decât poveștile astea. Se fac totuși presupuneri cu privire la data la care Rusia ar ataca Ucraina în cazul în care ar exista un astfel de conflict și data pe care ucrainienii eu am prezis, o emit și de care se tem este 20 Vanga, februarie. Nu-s Baba Vanga. Eu am prezis că până la 1 aprilie nu va fi niciun conflict. De ce? Pentru că se tot vorbește despre ziua în care se vor termina jocurile olimpice, pentru că Federația Rusă a mai încalcat odată armistițiul jocurilor olimpice atunci când a pornit Georgia în 2008, acum e altă dar și în 2014 când au fost jocurile olimpice la Sochi și a anexat Crimea. Acum e altă situație. Acum este altă situație. Bun, au zis că și în ianuarie o să-i atace, că vezi, Doamne, corect, e pământul nu știu cum, e vorba lui Coșbuc, e lung pământul baielat. Așa? Dar nu s-a întâmplat acest lucru, deci presupunerile astea unii ar fi mai bine să se abțină, da. Pentru că nu fac decât să ridice tensiune în loc să, vezi, Doamne, să... Deci, asta e un al doilea joc care se joacă, vedeți, noastră. Se cheamă Petrică și Lupul. Dacă vă aduceți aminte de Petrică, care a urlat, băi, lupul, și au venit sătenii și au venit odată de dură, pe aia au zis, băi, Petrică, ia mai lasă-ne în pace, mă. Când a venit lupul, când a venit lupul cu adevărat, atunci nu l-a mai băgat nimeni în seamă și lupul l-a mâncat. Deci cam așa ar putea să se întâmple cu Ucraina. Dar vă repet, eu nu cred că Putin, un tip rece și calculat, cum îl caracterizează președintele fundației Carnegie, Dmitri Trenin, s-ar aventura să ocupe toată Ucraina. Bine, sunt aceste scenarii mai noi, prezentate de către Boris Johnson, câtă credibilitate are și Johnson, care și-a cam pierdut Câtă mai are. Mai are, da. Acasă credibilitatea. De înlocuire. V-am zis, da, sigur, poate să o facă, dar pentru cât timp? Pentru că, cel puțin în centru și în vest, sunt acea ramură dură a ucraininilor, care nu că sunt fasciști, unii sunt. Da, deci urmașii petliuriștilor și ce-au mai fost prin al doilea război mondial, care au colaborat cu trupele germane, dar nu îi înghit pe ruși, să zicem mai pe românești. Și nu cred că un astfel de guvern ar rezista foarte mult în fruntea Ucrainei, decât dacă ar avea niște rezultate economice spectaculoase. Ori rezultate economice spectaculoase nu văd cum să aibă, pentru că rușii nu au suficienți bani să sprijină o economie cum este cea ucrainiană. Adică ar trebui să descurce singuri și uitați cum se descurcă ăștia. Este clar că nu se vor descurca. Cum se descurcă ăștia în condițiile în care mai primesc niște ajutoare din vest. Dar dacă suntem nu primesc final, deloc, cum nu mai se avem descurcă? Foarte mult timp și aș vrea să știu ce implicații ar avea pentru România un astfel de conflict. Pentru România un astfel de conflict, probabil, cum spuneam la o altă televiziune mai devreme, s-ar continua sau s-ar accelera programul de introducere
de mărire, de extindere al bazei militare de la Cogălnicianu, care ar urma să cuprindă vreo 10.000 de militari. Deci unele investiții în valoare de, asta presupune unele investiții în valoare de vreo 3 miliarde de dolari. După aia ar putea apărea, dar trebuie să știți cum e, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în desagă. Dacă și noi știm să jucăm cartea asta, că până acum nu ne-am cam dat inteligența afară din casă, poate vom avea rezultate. Dacă nu, Dumnezeu cu milă. Așa. Ceea ce sper însă este să, până la urmă, să nu ajungă la un rezultat și rezultatul să fie pe seama noastră. Că s-a mai întâmplat, nu a fost niciodată nimic nou sub soare, cum a zis Ecleziastul. Deci, lucrurile sunt, cum să zic eu, într-o dinamică foarte activă și pot oricând să se ducă într-o parte sau altă. Dar una peste alta, eu cred că până la urmă nu va fi război în Ucraina. V-am zis, acele măsuri cu China, cu instalarea de baze nucleare în Belarus, o cooperare militară activă cu state, inclusiv se vorbea despre un Cuba 2, instalat de rachete nucleare în Cuba, Venezuela sau Nicaragua, state care sunt prietenoase cu Rusia. Deci astea cred eu că ar fi posibilele măsuri pe care Putin l-a luat. Dar în niciun caz nu cred în o invazie. Deci e foarte costisitoare pentru el. Am înțeles. Este clar, vom trăi și vom vedea așa ce se va întâmpla. Da. Mulțumesc pentru opinii, mulțumesc pentru prezență. Săruna. Doamnelor, domnilor, mulțumesc pentru atenție. Ne revedem și mâine cu alte subiecte interesante. Până atunci, seară frumoasă să aveți. La revedere!